Hello, hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Hai să vedem ce ne așteaptă pentru ziua de joi, 9 septembrie. Foarte frumos, o altă carte din suita de bute care continuă energia de ieri. Dacă ieri am avut 10-le de bute, astăzi avem pajul de bute. Și pentru cei care mi-ați ascultat sfatul ieri și ați reușit să finalizați o grămadă din proiectele, task-urile, activitățile din trecut, v-ați eliberat de toate aceste lucruri mărunte pe care le tot cărați după voi, astăzi vine aici pajul de bâte cu flash-uri de inspirație, cu idei noi, creative, inovatoare și vă reaprinde flacăra pasiunii pentru studiile voastre, pentru munca voastră, pentru proiectele voastre, pentru afacerea voastră, pentru relația voastră, pentru orice lucru care este important în viața voastră. O parte dintre voi s-ar putea să primească astăzi niște vești foarte frumoase, foarte pozitive. Cei care activați în domeniul artistic o să aveți foarte multe idei creative, originale, foarte bune, foarte frumoase, așa că recomandarea mea ar fi să țineți un mic jurnal și să vă notați toate aceste idei atunci când vă răsar așa în minte în această zi, pentru că e clar că nu o să apucați să le puneți pe toate în practică, dar puteți să vă folosiți de ele pe parcursul lunii, în următoarele zile, în următoarele săptămâni. Și ar fi păcat să pierdeți tot acest potențial cu care vine pajul de bâte, toate aceste idei frumoase, originale și plăcute. În privința dragostei e posibil aici să apară cineva în viața voastră, o persoană care fie e mai tânără ca voi sau s-ar putea să fie de aceeași vârstă cu voi, dar să aibă așa o energie foarte debordantă, pozitivă, optimistă, o persoană care parcă aduce soarele după sine. O persoană care știe cum să flirteze, știe cum să facă complimente, știe cum să-i facă pe cei din jurul său să se simtă bine. De asemenea, ziua de joi, cu această energie de pași de bâte, plus că ziua de joi oricum e guvernată de planeta Jupiter, ar fi momentul ideal să vă planificați dacă aveți de gând să faceți orice călătorie pe lungă sau scurtă distanță. Azi e momentul ideal în care o să găsiți cazarea optimă, niște bilete de avion sau de tren mai ieftine. E momentul ideal să faceți toate aceste planuri de călătorie. Dacă v-a plăcut interpretarea mea și vreți să vedeți mai multe etalări de tarot, vă invit pe canalul meu de YouTube, unde am pregătit o grămadă de surprize interesante pentru voi. Și mare atenție dacă aveți întrebări, o întrebare foarte scurtă, foarte concisă, bineînțeles fără să dați prea multe detalii personale, lăsați-mi în comentarii, pentru că pregătesc niște etalări din acestea fulger cu răspunsuri concrete la întrebările voastre. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!